Pentru început, spuneți-vă rog, vă amintiți dacă erau evrei în sat până la război? Păi da, ei au fost în sat până în 41 și ei nu știu ca să-i ucidă. Și cei care au simțit de la asta, de la raion, care au avut radio preomnice, așa au fugit înainte. Aici au crezut la sate ca să steie și nu o să le facă nică. Și în 41, dacă s-a strânit război, nu e ușa armata nemțească sau armata română. Aici de sat s-au apucat, știi, o serie de bandiți și i-au arestat pe dânsă, i-au ucis și i-au dus acolo. La deal de iază iese acolo, în Săpărie, i-au râpă și i-au pușcat acolo. Deci, cam câți evrei au fost la voi în sat până la război? Păi trei familii eu am apucat. Aici au trăit Leiba, unul îi zice, și dincolo Moșcu, și în partea aceea dincolo, de Șaua, Ițic, unul. Și Moșcu avea doi, trei copii, două fete și un băiat mare. Aici sta Leiba, îi zice aici, și femeia lui Sura. Avea o fată, Inda, și una, Ana, și un băiat, Zelman. Și deocotrăit în mală cu mine, eu de atâta și știu. Eu păștiam jitile, eram mărișor. Și pe asta bază îi știu. Amoi ei, din Telenești, nu a venit nici unul să le spui că noi ne ducem, fugim. Și eu cred că la sate, dacă o rămâne, nu o să le facă nicăieri. Și s-au găsit de sat, dacă așa, bandiți și, cum spune, după tot joc de dânjă, eu mai ucis și s-au pierdut și eu pușcat acolo, în jos. Da, mă, t-ai văzut când i-o dus și Eu mușcat? păștiam vizitele, cum spune, eram copil de 10-12 ani, dar acolo chiar unii am pușcat pe dânsul și n-am fost, că nu te lasa, știi, tot ei. Și cu puște de vânătoare de astea, știi. Mai erau și alții în afară de dânsii sau numai ăștia de care îmi spui Nu, Moșcu? numai ăștia noștri de Ei, sat. numai ăștia de sat. Da, numai ăștia. Deci de tot cam câți oameni erau acolo? Care, Aproximativ, aici da. care am pușcat? Spune și Nu, evrei evrei? și... Da, da, Evrei, evrei. apoi, aici te cinci și cu Leiba avea trei copii și el cu femeia cinci, aici te cinci Moșcu, 10. Și cu Ițic femeia 12. Ia că acum. Mai mulți nu am apucat în sat. Așa, dar ăștia care îi dușeau pe dânsii? Mogâldea Gheorghe Constantinovici. Și Mogâldea Andrei Vladimirovici. Și Mogâldea tot Costea, dar după tatăl nostru. Vologea, Șălariu, Vladimir, iară. Aici te mai sunt, dar eu ca nu-i țin minte pe toți. Da, mă, ta atunci ai cunoșteai pe dânsii sau mă, ta pur și simplu pe urmă Aici de care ți-a eu adus pușcat, aminte de dânsii, da. acum nu-i țin minte că e mală cu mine. Aici de Mogâldea Gheorghe, așa au trăit mală cu mine. Roger Șalară dincolo, Mogâldea Andrei a fost delegat dincolo, o trăit aici lângă râpă. Și știu pe toți aceștia, dar ei au fost mai mulți, dar alții au fugit prin Kazahstan, prin alte părți, să nu-i prinde. Și pe care i-au prins, apoi eu nu sper să i-au judecat și i-au pușcat și pe deși.